Mergeți așa în spate, parcă suntem la mormântare. În seara asta ne-am comandat curry de ton. Curry. 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 Cam așa arată, dacă sunteți curioși. Este similar cu bagnotele noastre, adică sunt din plastic. Am ajuns pe aeroportul din Male. Am ajuns în Maldive pentru prima dată. Suntem foarte entuziasmați și după un zbor de 6 ore din Abu Dhabi, da, este ora 8:30 aici în Maldive. Și hai să vedem ce se întâmplă seara asta. Am găsit aici la aeroport un tonomat cu SIM de la ore 2. Am înțeles că au destul de bună, de semnal destul de bun. Aici în insule o să aflăm. Mergem afară, schimbăm bani și arătăm totul. Hai! Cartela pe care am luat-o, am aflat acum că, da, nu are nimic, este goală. În Dubai am primit o cartelă din aeroport, 1 giga, aici nu. Nici deci, în Abu Dhabi n-am primit. Nici în Abu Dhabi n-am primit, dar nu trebuie neapărat să stați la tonomat în aeroport de aici, neapărat. Pentru că afară mai aveți încă un tonomat și aveți și magazin fizic unde cineva o să vă ajute să o cumpărați. Problema este că este foarte scump. Pachetul de internet este foarte scump. Sunt doar două pentru turiști, cel mai ieftin este de $35 și primești 17 giga, deci mi se pare foarte mult, dar da, de înțeles. Pachetele pentru turiști de obicei sunt mult mai scumpe. Da, nu știu dacă o să reușim să rezolvăm altfel, dar cam astea sunt prețurile. Aeroportul este foarte micus, de fapt este o insuliță atașată la Hulumale și o să luăm barca acuși într-un sfert de oră, luăm barca, speedboat-ul către Mahush și o să fac o mică oprire în Male. Ne-a costat $25 fiecare, l-am rezervat online, am vorbit cu ei, cei de la Icom Tours, și mi-au spus să rezerv online, am plătit online, tot ok, pentru 4 persoane am dat $100. Și mă bucur că ajungem în seara asta în Mahushi, pentru că dacă nu, trebuia să stăm pe aici în Hulumale și după aia să mergem în Mahushi, era așa, pierdeam o zi. Așa că, da. Spre capitolul financiar. Ce am reușit să facem astăzi, domnul de la femei? Am reușit să schimbăm niște dolari în moneda lor locală, care se numește rupia. Rupia maldiviană, să spunem. Ok. Și cam așa arată, dacă sunteți curioși. Este similar cu bagnotele noastre, adică sunt din plastic. Sunt din plastic, da. Și am reușit să schimbăm la un curs super bun. Spre exemplu, la bancă era undeva un dolar, era 15 rupii aici în aeroportul din Male. Da. Am întrebat pe băieți, sunt niște băieți, o să vedeți, o să fiți întâmpinați, ori de cei care fac shuttle-uri, ori de persoane care vor să câștige și ele bani din schimbul acesta valutar. Și ei ne-au oferit inițial 16 rupii maldiveneze, dar i-am rugat să mai ridice puțin. Și ne-au dat la 16,5. Să știți că în Male o să găsiți undeva la 17,2, au spus ei. Deci au fost foarte, foarte transparenți. Chiar m-am impresionat că nu au fost chiar la furat. Da, dacă plecați direct aici, pe o altă insulă, ar fi bine să încercați să schimbați sau nu crezi cât mai bun posibil la momentul respectiv. Andra zice că nu-mi stă bine cu pălăria asta pe care o am din Egipt, dar mie nu-mi pasă. Cam așa arată aeroportul. Mergem către un speedboat. Deci, ca să știți, aeroportul nu este construit în Male, ci este în Hulumale. Chinezii, poporul chinez, autoritățile au construit un pod prin care se poate ajunge cu mașina către Male. Așa este, Andra. Ce am spus eu? Nu, m-am uitat și vă recomand și vouă, dacă o să mergeți într-o țară pe care nu o cunoașteți, să vă uitați la Geography Now în limba engleză, explică super fain în 5 sau 10 minuțele. Aproape toate chestiile despre toate cunoștințele de care ai nevoie despre o țară. Pe o insulă atât de mică, cum e Hulumale, mult de taxi. Ia zi, la cât am ajuns în aeroport și la cât am urcat în ferie? Am ajuns, cred că la 8. Dar de fapt noi nu am știut că trebuie completat documentul. Bravo. Da, semne exclamări de 3 ori. Nu aveți completat noi nimic, pentru că vă trimitem spate și completat.
dar trebuie completat acel document de la imigrări, îl găsiți online și apoi am trecut controlul. A mers destul de repede, dar cam 40 de minute a durat tot. Feriul nostru pleacă la 9 și un sfert de aici. Noi l-am luat de la Icom Company, unde scrie așa. Nu facem reclamă, dar au fost foarte profi. Chiar a fost profi până acum. Ideea este că pe noroc am vorbit cu ei, pentru că online scria că pleacă la 10, dar de fapt când am vorbit cu ei pe WhatsApp, mi-am spus că nu, că de fapt la 10 pleacă din Male. La 9 și un sfert pleacă de aici, mergem în Male și din Male mergem în Mapuche. Hai la cazare! Am rămas impresionat de câte birouri am găsit în aeroport. În aeroport, pentru că am discutat cu un localnic de aici, care mi-a dat mai multe conturi, dar nu vi le dau chiar acum, vi le dau în alte episoade. Scoateți bani! Ca să vă uitați acolo, să vă uitați și la vlogurile noastre, pentru că muncim foarte mult. Așa, vreau să vă spun că am văzut o grămadă, 10 de birouri de la agențiile de turism. Da. Care de fapt în spate sunt niște resorturi, care de fapt sunt resorturi. N-am apucat să filmez, dar full. Da, pentru că atunci când iei prin resort, de multe ori ieși și transportul inclus și mergi fi cu plane-ul, cu avionul ăla, cum se numește avionul ăla care merge pe apă, porunșele pe apă. Da. Știi? Plane, da. Ceva. Waterplane. Waterplane, știu. Așa? Sau mergi cu avionul local. Muzica e foarte faină la bord. Dați Shazam, da? Hai, dăm Shazam. Chiar dacă n-avem nerci. Avem și noi boxe, dar nu sună așa bine ca asta. Hai. Ai net? Nu. Salvează acolo. Dar nu găsești alcool pe insule locale și vă zic asta din prima, tot mai se închide vlogul repede, gata, nu mai mă duc. De fapt, se găsesc în resorturi, da, acolo este permis, dar pe insule locale nu este voie să consumi alcool, dar sunt anumite insule, cum este Mapuche, care au o bază la câțiva kilometri unde poți să mergi acolo să bei, da, pentru că este o insulă musulmană. Asta sunt regulile. O să vedem cum o să reziste băieții. Noi o să rezistăm foarte bine, nu e nicio problemă. Le dăm o nucă de cocos. Da, fetele o să bea cocos și băieții o să bea bere pe alcool. Îți iei inclusiv și băutura, nu e deloc extraordinar. Da, nu este. O să ajungeți să vă luați îmbuteliat și o sticlă de prosecco. Cred că la un litru frumos de ajunge cam 60 de lei. Deci s-a uitat că Radu la niște prețuri la resort, nu? Deci, interesați-vă bine dacă vă desfăcut sau un fel. Da. Ne-am pornit? A, nu, cealaltă se mișcă. Universul încă se îmbun. A, ce mă s-a întâmplat. Nu știu dacă se vede barcă. Și am ajuns! Foarte drăguț, cei de la Seven Corals ne așteptau aici, dar vreau să vă arăt această motocicletă convertită. Ce faceți, guys? Cum sunteți după drum? Îmi pare rău, nu am putut să filmez, dar a fost intens. Am văzut mai multe persoane cam verde la față. Verzi la față. Ok, am fost ok. Da, prima impresie. Abia aștept să mai văd. Sunteți așa obosiți. Recepția de la cei 7 corali. Hai că e ok, am ajuns cu bine. Am ajuns la o cafenea care se numește Mapuche Cafe. Iar acum joacă Al Hilal cu Al Nassr. Ah, nu, stai. E ok, nu-i problemă. E o contopire dintre astea două. Al Hilal și Al Nassr împreună joacă împotriva lui PSG. A dat gol? Crezi că este un amical surpriză și deja a egalat. Scorul este 3-3. Da, interesant. Uite și pe Ronaldo cu numărul 7. Băi, băiatule. A zis Radu ceva foarte interesant, dar cu 5 minute. Ce a zis Radu? Ce pot să facă... Ce pot să facă banii și marketingul ăsta? Sunt și fetele aici cu noi. Dar vreau să vă arăt instalația lor de Crăciun. Cu luminițe, cu chestii.
foarte fain. Sper să putem mânca ceva. Văd și bere fără alcool, deci treaba e bună. Am comandat prima dată băuturile și fetele și-au luat un cocktail non-alcoolic. Hai să zicem un fresh. Un fresh. Hai, eu să-l încerc și premier. E ce trebuie, a? Și-a luat mango cu fructul pasiunii, preferatul meu și al Andrei. Iar noi băieții am cerut un Holsten. Știam că e fără alcool, dar uitați cu ce a venit. Cranberry flavor. Uitați, de asta este Radu așa supărat. Fix ce trebuie. Abia aștept, vreau și să gust. Și a fost 40 de rupii maldiviene, care înseamnă undeva la 13 lei, cred că am făcut. Cel mai simplu împărțiți la 15-16. Ia să vedem. Genial, e perfect. Da, știi ce trebuie. Radu, cum e? Bun. Și prețul foarte ok. Mamă, cred că mai luăm unul. În seara asta ne-am comandat curry de ton. Curry. Tuna curry și aici nu știu ce au comandat fetele. Aici tu ai comandat stir fry de stir fry cu fructe de mare, fructe dar de mai mare. Mult doar creveți ne-am pus aici. Dar e bine, dar, e bine și așa. Super bine. Noi împărțim, vă sfătuim și pe voi să faceți la fel, deci poftă mare. Hai, pofticioșilor. Poftă bună. Deci, ce am mâncat noi și ce am consumat de fapt în seara asta? Vă arată Andra imediat. Vă arată ghidul Andra. Ai filmat preparatele? Am și uitat. Da, am mâncat cu așa poftă. A fost foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult. Care cu tuna, cu ton. Da, așa, că începem să dăm așa, vorbim. A fost cu 50 de lire asta de lor. Cred că vreo 16 lei sau nu știu cam cât înseamnă. Dar a fost foarte bun. Hai că vă zic. 50 la 16. 3,30 €. Deci vreo 16 lei, exact. Așa am luat orez, berile, freșurile și parcă am luat stir fry cu creveți până la urmă, nu cu seafood. Ne-a adus așa înțeles el, dar a fost foarte bun, am mâncat foarte bine, cu 340. Să știi că așteaptă bonul domnul. 16. Așa de bun. Deci am mâncat cu 105 lei. Toți 4. Wow. 105 lei. Bine, au fost două main dish-uri, adică nu da, poți să zici că... Da, n-am mâncat de-am pocnit, dar eu sunt full, adică m-am supărat. Da. Mai puteam să mai fi luat ceva, dar așa a fost foarte ok. Și așa e, poate să-i duci pe jumătate. Da. Ne facem temele aici în Mafuși. Scump. Comparați cu unde am mâncat noi azi. Da, locația nu știu la Gun. Ia să vedem aici. Na, uite că au și sucul. 50-60, nu, au prețuri ok, să știți. Uite, fresh, 50, mm-hmm. sunt ok prețurile. Deci în Mafuși sunt prețuri destul de ok. Sunt și restaurante mai scumpe, dar ținând cont că este o insulă locală. Unde nu ajung genul de turiști care au foarte mulți bani, trebuie să și acomodeze. Balanceze, da. Da, pentru că cei care au mulți bani se duc direct la resort, nici nu cred că se gândesc să ajungă pe și nici nu cred că știu că sunt insule de localnici în Maldive. Voi știați? Asta să-mi lăsați un comentariu acolo, sunt foarte curioasă. Da. Iar acestea, zi înfise, noi vă salutăm.